Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna martie 2023. O ședință cu ordine de zi destul de mare, care vizează în special proiecte cu finanțări europene. O rog pe doamna președintă să preia conducerea ședinței. Bună ziua! În conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispoziția primarului orașului Dărmănești numărul 223 din 24-3-2023, deschidem lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local a orașului Dărmănești, astăzi, vineri, 31 martie 2023, cu prezența fizică a 12 consilieri și prezența prin mijloace online a 5 consilieri. Cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din 31 martie 2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Reactualizată. Deci asta reactualizată. Ordinea de zi a fost, suplimentată cu încă trei proiecte și este ordinea reactualizată. Ordinea reală, da, actualizată. Cu unanimitate de voturi, acest punct a fost aprobat. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 28.02.2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt. Și acest punct în unanimitate a fost aprobat. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10 martie 2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. În unanimitate, punctul numărul 3 a fost aprobat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapelor de proiectare, notă conceptuală, tema de proiectare și pentru elaborarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C3, managementul deșeurilor cu indicativul aferent, inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Aici, dacă aveți... Câteva precizări am să fac, așa cum am spus și în ședința pe comisii. Avem câteva proiecte aprobate deja prin PNRR. Am semnat contractele de finanțare. Proiectul la care facem referire are valoare de 3.800.000 de lei. Constă în înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pe raza orașului Dărmănești, un centru în care sau la care, mai bine zis, persoanele, zice, de pe raza orașului vor veni cu deșeuri voluminoase reciclabile și acest centru va fi dotat cu aparatură și tot ce ține de transformarea acestor deșeuri voluminoase în deșeuri care să poată fi valorificate. Practic, astăzi, prin acest proiect de hotărâre, aprobăm, dincolo de notă conceptuală și temă de proiectare, începerea unui studiu de fezabilitate din care să rezulte niște indicatori cantitativi și valorici și, sigur, în pasul 2, un proiect tehnic. Practic, așa cum spuneam și pe comisii, în urma semnării acestor contracte de finanțare, noi avem de implementat un calendar care este foarte strict ca termene. În 3 luni de zile trebuie să încărcăm acest studiu de fezabilitate, indicator și așa mai departe, în vederea trecerii la pasul 2, proiect tehnic și achiziționarea acestor echipamente, dotări care țin de buna funcționare a acestui centru de colectare. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, voturi împotrivă nu sunt, nici în online, în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilității terenului în suprafață de 10.096 metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 65588, situat în orașul Dărmănești, necesar realizării obiectivului de investiții, înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat prin PNRR, componenta C3, cu indicativul aferent. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Sigur că și aici voi face câteva precizări. Dacă în prima hotărâre de Consiliu am aprobat temă, notă și începerea studiului de fezabilitate, prin această hotărâre punem la dispoziție terenul pentru a putea dezvolta pe acest teren acest obiectiv de investiții. Terenul este proprietate a UAT-ului, este în domeniu privat, are suprafață de 10.096 metri pătrați, condiția minimală era de 3.000 de metri pătrați să punem la dispoziție, noi avem mai mult spațiu acolo, terenul este situat în calea Trotușului, undeva în zona industrială limitei cu orașul Comănești, în spate la Șoimu și serviciul care mai e acolo. Practic, pe acest teren, pe care noi astăzi îl punem la dispoziție cadastrat, condiție obligatorie impusă de ghidul de finanțare, vom dezvolta acel centru pe care noi ne dorim să-l facem acolo, în așa fel încât să avem, sigur, teren suficient pentru a amplasa pe de o parte echipamente, utilaje ce avem nevoie, pe de altă parte a face acele depozite, pentru că este un flux de funcționare acestui centru. Eu sper ca zona respectivă să corespundă din toate punctele de vedere. Repet, odată trebuie să fie o zonă industrială sau cu predilecție industrială, pentru că nu putem face acest centru în imediata vecinătate a spațiilor de locuit. Repet, punem la dispoziție acest teren pe care vom face investiția. Dacă sunt întrebări, mulțumesc! Mulțumim! Supunem la vot. Cine este pentru? În online? Pentru toată lumea, în unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al orașului Dărmănești a 14 loturi de teren situate în raza orașului Dărmănești destinate amplasării de insule ecologice digitalizate. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Domnul primar aici. Sigur că vorbim de un nou contract de finanțare semnat cu PNRR-ul. Valoarea lui este de 1,5 milioane de lei din fonduri europene, la care sigur se adaugă și cofinanțarea noastră și cota de TVA. În ce constă? Dincolo de acest centru de colectare prin aport voluntar, la care am făcut vorbire mai devreme, venim cu un alt element de noutate. Vom avea pe raza orașului Dărmănești, în zona blocurilor, 14 insule ecologice supraterane. Este vorba de acele baterii de containere care se adresează cetățenilor care trăiesc, așa cum spuneam, în blocuri și în care se vor depozita doar deșeuri care vor fi supuse reciclării, deșeuri reciclabile. Aceste baterii, aceste insule supraterane, practic sunt modernizate, accesul în aceste baterii se va face doar pe baza unui card, fiecare cetățean care este arondat unei baterii va avea un card de acces la aceste containere, fiecare container are o anumită destinație pentru gunoiul selectiv, fie că este carton, sticlă și așa mai departe. Aceste insule ecologice supraterane vor duce la atingerea acelor procente pe care noi suntem obligați să le facem de colectare selectivă din cantitatea totală de deșeu strâns de pe raza orașului Dărmănești. Știm că
O mare parte trebuie să fie, la momentul ăsta avem 50%, trebuie să fie reciclat. Se pare că metodele clasice nu au fost cele scontate de noi, nu s-au obținut rezultatele scontate și ca atare am apelat la aceste sisteme moderne, pentru că în momentul în care cineva accesează un container, avem toate datele, știm cine, la ce oră, ele sunt monitorizate video, GPS și așa mai departe. Cântăresc cantitatea de deșeu. Dacă cineva introduce altceva în containerul respectiv, primim o alertă, se știe foarte clar. Și ca atare, credem noi că acest sistem de insule ecologice supraterane va responsabiliza mai mult cetățeanul și, repet, acel procent de creștere a procentului de selectiv să fie pe măsură. Altfel, la acest moment, noi toți plătim penalități pentru că nu ne atingem procentele pe care le avem stabilite de a selecta. Sunt 14 loturi și am rugat pe comisii, la ședința pe comisie, pe domnul secretar, la hotărâre, proiect de hotărâre, prin atestarea apartenței la domeniul public și privat a unor loturi, a 14 loturi, în loc de unor, și vom folosi termenul de 14 loturi. Aceste loturi au fost identificate, ele, repet, fac parte din domeniul public sau privat al UAT-ului, vor fi cadastrate după ce aprobăm această hotărâre de Consiliu, le vom asigura tot ce ține de infrastructură, adică va fi o placă betonată acolo, pe această placă betonată vor fi montate acele insule ecologice. Ele trebuie să fie, sigur, într-o zonă în care avem semnal GSM, alimentate, nu știu, la energie electrică și așa mai departe. Dar, repet, este o invenție de top la nivel național, aceste insule ecologice, și acolo unde ele au fost montate cu ceva timp în urmă, rezultatele sunt pe măsură. Mulțumesc, dacă sunt întrebări, dacă nu supuneți la vot. Supuneți la vot, cine este pentru? Online. La fel, toată lumea pentru, în unanimitate de voturi, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitude în favoarea SC Delgaz Gride SA asupra terenului în suprafață de 7565 metri pătrați situat pe domeniul public al orașului Dermănești pentru execuția lucrării modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune în rețele de joasă tensiune din gestiunea Delgaz Grid, etapa 1, oraș Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Precizări aici? Da, voi face câteva precizări și aici. Este un nou proiect de investiții. De această dată este în parteneriat cu operatorul Delgaz Grid. Investiția vizează modernizarea, reabilitarea și îmbunătățirea rețelelor de tensiune de pe raza orașului Dărmănești. Am să vă fac câteva remarci din raportul de specialitate. Situația existentă, rețelele de joasă tensiune existente se află în momentul actual în stare tehnică necorespunzătoare, prezintă un grad ridicat de uzură fizică și morală, conductoarele electrice din aluminiu subdimensionate, prezentând săgeți necorespunzătoare, urme de arc electric și înnădiri, stâlpi de beton fisurați, înclinați, cu grad de uzură ridicat și așa mai departe. Iată că aceasta se referă proiectul de hotărâre și vorbim de mare parte din investiții sunt în cartierul Plopu și avem PTA 1 Plopu, unde se modernizează integral atât punctele de transformare cât și rețelele de pe raza cartierului, PTA 16 Dărmănești, PTA 7 Dărmănești și PTA 29 Dărmănești. Deci sunt investiții care sunt absolut necesare. Repet, aceste rețele sunt de mulți ani în funcțiune. Am avut nenumărate solicitări din partea cetățenilor datorită faptului că tensiunea era de slabă, calitate în zona respectivă. Discutăm și de
numărul de deranjamente destul de mare, discutăm de faptul că s-au extins anumite, pe anumite cartiere, străzi, numărul de case și nu mai asigură rețeaua tensiunea necesară, plus stâlpi învechiți și așa mai departe. Practic, prin acest proiect punem la dispoziție 145 de metri pentru suprafață ocupată definitiv de fundațiile stâlpilor și 7420 de metri pătrați pe durata execuției lucrărilor de montare, demontare, stâlp, rețele și așa mai departe. După ce proiectul va fi finalizat, cei 7420 de metri sunt redați domeniului public sau privat în funcție de ce avem acolo, mare parte public, iar cei 145 de metri vor rămâne cu caracter definitiv, pentru că sunt acele fundații în care sunt montați stâlpi. Dacă sunt întrebări, dacă mă mulțumesc. Cine este pentru? Online. Toată lumea pentru. În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Operare instalații numărul 1078-1087 din 16.04.2018, încheiat cu SC Ecosud S.A., inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Este vorba de o solicitare din partea celor de la Ecosud S.A. de a crește prețul pentru depozitarea deșeurilor menajere care sunt ridicate de pe raza UAT-urilor din județ. Sigur că am avut discuții la nivel de ADIS Bacău, am avut discuții cu colegi din celelalte primării și propunerea pe care noi am identificat-o este de a respinge acest proiect de hotărâre, motivat de faptul că justificarea creșterii prețului de la 700 la 900, vă dau un exemplu, nu are suficientă argumentare. Și am cerut ca cei de la ADIS, prin Ecosud, să vină cu punct de vedere de la NRSC, să vedem dacă această creștere este justificată. Sigur că Ecosudul vine și spune că suntem pe un trend ascendent al creșterii prețurilor la toate, să zic, elementele de input-uri la ei în Ecosud, motorină și așa mai departe, salarii, dar trebuie să ținem cont și de situația reală în care noi astăzi trăim, pentru că aceste creșteri de prețuri la depozitarea gunoiului menajer în groapa de la Bacău duce automat la creșterea taxei pentru fiecare cetățean. Noi avem o taxă de 14 lei la momentul actual și sigur că o creștere cu 20-30% influențează enorm această taxă. Pe de altă parte, și Romprestu a venit cu o solicitare de a crește tarifele pentru colectare și transport și la fel deja ADIS-ul ne-a transmis o adresă prin care ne solicită să respingem propunerile de majorări de prețuri pentru Romprest. Deci, concluzionând, vă propun să respingem acest proiect de hotărâre, urmând ca cei de la Ecosud să solicite punct de vedere de la NRSC și dacă NRSC-ul ne spune că ăsta este prețul pe care trebuie să-l practice Ecosudul, vom reveni în ședință de Consiliu și vom vedea ce decizie vom lua la momentul respectiv. Mulțumesc! În urma acestor precizări, supunem la vot. Cine este pentru? Sunteți pentru? Deci, cine este împotrivă? Niciun vot pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate, cu 17 voturi împotrivă, s-a respins acest proiect de hotărâre. Mulțumesc, mergem mai departe. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 36 din 30.07.2010 privind înființarea clubului de drept public, Clubul Sportiv Uzu Dărmănești.
pentru actualizarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la Clubul Sportiv Uzu Dărmănești, inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Așa cum am făcut precizările și în ședința pe comisii, propun reactualizarea prin acest proiect de hotărâre a structurii, a comitetului director din Clubul Sportiv Uzu Dărmănești. Acest club sportiv a luat ființă în 2010 printr-o hotărâre a Consiliului Local. La acel moment au fost nominalizați în Consiliul Director colegi consilieri care astăzi nu mai sunt în Consiliul Local. În al doilea rând, am propus actualizarea și a regulamentului de organizare și funcționare, precum și aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată în cadrul Clubului Sportiv Uzu Dărmănești. Aceste elemente, pe de o parte regulament, pe de altă parte normele financiare, au fost modificate prin legislația succesivă după anul 2010 și nu mai erau de actualitate. La momentul de astăzi, după ce vom reactualiza acest proiect, acest regulament pentru Clubul Sportiv și Consiliul Director și Președintele, vom solicita echipei de conducere a Clubului Sportiv să vină cu un buget pentru a vedea ce nevoi financiare au până la sfârșitul anului. Vom aproba acel buget într-o ședință ulterioară, urmând ca respectivul comitet director și președintele care va fi ales de Consiliul Local să vină cu justificarea modului cum s-au cheltuit acei bani. Astăzi, când vorbim de Clubul Sportiv, noi avem și o asociație sportivă și toate cheltuielile erau suportate de Consiliul Local prin asociația sportivă. Adică asociația sportivă, contabilitate și ce aveau ei, era ținută de primărie, nu prin structură distinctă. Odată ce acest club va fi reactualizat, practic și tot ce ține de contabilitate și așa mai departe, revine în sarcina lor. Am văzut la ședința pe comisii că la comitetul director au fost făcute 3 propuneri și colegii au aprobat această propunere, 3 colegi consilieri, este vorba de domnul consilier Manea, domnul consilier Chiper și domnul consilier Cotfas Mihai, să facă parte din Consiliul Director, iar propunerea pentru președinte, că în regulament scrie că președintele se aprobă tot prin Consiliul Local, vă propun să rămână domnul Puiu Ionică, care și astăzi se ocupă de activitatea sportivă de la CS Uzu Dărmănești. Am avut discuții cu el, a spus că vrea să-și manifeste în continuare interesul pentru activitatea sportivă din Dărmănești și că este de acord să fie ales de către Consiliul Local președinte al Clubului Sportiv. Dacă aveți întrebări, dacă nu, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, voturi împotrivă? Nu sunt. În unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 2500 de lei familiei domnului Bandea Petrică, persoană aflată în nevoie socială, cu domiciliu în strada Crinului 37, oraș Dărmănești, județul Bacău, în vederea achiziționării accesoriilor necesare unui pat electric medical, precum și realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, inițiator al proiectului, primar orașului Dărmănești. Este un caz social, am aflat mai recent de această situație. Un cetățean din orașul Dărmănești, născut în anul 1982, 40 de ani, care se află într-o situație critică, paralizat de la jumătate în jos, cu o mamă de 80 și ceva de ani, fără venituri, care solicită un sprijin financiar de urgență pentru a achiziționa un pat electric
Noi am înțeles, inițial am vrut să cumpărăm acest pat electric medical pentru a se putea, a putea fi ridicat și, eu știu, să aibă condiții minimale pentru a se putea odihni și am înțeles că s-au găsit de către Asociația Carmelitană soluții, cineva va dona acest pat, el este la acest moment incomplet și practic noi vom achiziționa prin acești bani accesoriile necesare, tot ce ține de saltea și înțeleg un cric de ridicare a bolnavului și de asemenea vom mai face din acești bani o rampă ca să poată să fie eventual scos din încăperea unde locuiește în stradă pentru a se putea deplasa la spital și așa mai departe, o rampă de acces. Propun un cuantum de 2500 de lei acestei familii în nevoie. Repet, banda Petrică nu este căsătorit, nu are o soție care să aibă grijă de el, este îngrijit de mama de peste 80 de ani. Aș vrea ca, eu știu, după ce venim cu acest ajutor, în funcție de ce ne spun medicii, dacă avem posibilitatea să ajutăm cu alte, eu știu, resurse financiare pentru operație și așa mai departe, vom face demersurile necesare. Mulțumesc, dacă sunt întrebări. Este suficientă suma de 2500 de lei achiziționăm patul? Deci patul este donat. Noi am vrut să achiziționăm și între timp am aflat că măicuțele de la Sora Bunii de la Biserica Catolică a găsit deja un pat, cineva îl donează. Dar ar mai avea nevoie de saltea, de cricul, de scripete, ceva de ridicat și acești bani înțeleg că sunt suficienți. Și rampa de acces. Rampa o facem noi. Și atunci, în funcție de alte nevoi, dacă mai sunt, vom... Nu. Doamna este, nu, este cumnată, este cumnată și doamna e... Locuiește cu mama. El locuiește cu mama. Da, și doamna mai vine și... Da, da. Îi ajută. Și doamna are probleme acolo. Da, nu știu, nu știu bolnavul, aș vrea să mă interesez. Dar sunt vederi persoanelor, nu știu, care se ocupă și îngrijesc, nu știu, dacă are handicap. Acum se, n-are nimic. Acum se fac demersuri. Deci eu înțeleg că problema e de două luni. A avut o, ceva o problemă acolo și... Cu siguranță. Deci cu siguranță e, ne spunea da. Domnul... E cumnatul, domnul Chiper. Adică sunt... Deci cazul e nou, e... Da. Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? De asemenea, pentru în unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 1 din HML numărul 20/2018 privind constituirea Comisiei de analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal, precum și aprobarea regulamentului pentru stabilirea criteriilor de selecție. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Sigur, spuneam și pe comisii că în 2018 am aprobat o hotărâre de Consiliul Local prin care am nominalizat o comisie de analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal. O parte din acei colegi nu mai fac parte din aparatul de specialitate a primarului și am propus reactualizarea acestei comisii. Din Consiliul Local fac parte trei colegi, domnul viceprimar, doamna Nicodim Elena și doamna Pop Iuliana. Restul colegilor fac parte din aparatul de specialitate a primarului și vorbim de șefa Sclep Dărmănești, două colege care sunt în direcția de asistență socială, Pescaru Ana și Simone Eugenia și, sigur, colega de la Resurse Umane, Bolucan Adelina. Atunci când sunt solicitări pentru încadrarea în funcția de asistent personal, această comisie analizează cererile în funcție de locurile disponibile, fac o ierarhizare, sunt în regulament stabilite foarte clar criteriile și, sigur, propuneri pentru angajări în funcție de punctajul obținut, dacă, repet, sunt mai multe solicitări și avem locuri mai puține.
Mulțumesc dacă sunt întrebări. La momentul ăsta, câte solicitări sunt de angajat? Cred că erau două. Două solicitări și de-aia am și zis să facem această comisie, că comisia veche nu mai era de actualitate. Și locuri de mai sunt sau sunt ocupate doar? Unul este liber, da. Mulțumesc, dacă nu mai sunt întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Poftim. Următoarea. Abțineri 3. Persoane nominalizate. Întrebați. Voturi împotrivă nu sunt. Cu 14 voturi pentru și 3 abțineri și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 5 din hotărârea Consiliului Local numărul 4 din 17.1.2023 privind participarea orașului Dărmănești la programul finanțat prin PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022-C1-I2 pentru investiția I2, colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și sau afectează arii naturale protejate. Componenta 1. Managementul apei în vederea realizării obiectivului de investiții, înființarea sistemului public de alimentare cu apă și colectarea apelor uzate menajere în aglomerarea Coada Lacului, orașul Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Este un proiect pe care noi l-am depus spre aprobare cu finanțare europeană prin PNRR și care vizează o rețea de canalizare și o rețea de apă nouă la Coada Lacului. Spuneam că în decembrie am devenit stațiune turistică de interes local și ne propunem să dezvoltăm investițiile în mod accelerat în zona Coada Lacului. Ca să putem să ne atingem aceste obiective, trebuie să avem și rețeaua de utilități puse la punct. Așa, la naștere acest proiect, deci extinderea rețelei de canalizare și a rețelei de apă și în urma depunerii acestei cereri de finanțare, am primit clarificări de la Direcția Generală privind Planul Național de Redresare și Reziliență, un set de clarificări care este destul de consistent și care au termen 5 zile de la momentul trimiterii, adică până luni. Luni trebuie să trimitem aceste clarificări. În caz contrar, ni se spune aici că în caz contrar, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă ca neconformă. De aici rezultă și suplimentarea ordinei de zi cu două proiecte care vizează acest, obiectiv de finanțare. Și la proiectul la care facem acum referire, vizează modificarea articolului 5 din hotărârea Consiliului numărul 4 din 17 ianuarie 2023, este o chestie de formă, nu de conținut. Spunem că UAT Orașul Dărmănești se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile, care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentația tehnico-economică. Noi am spus același lucru în hotărârea din ianuarie, pus în altă formă în articol. Domniile lor ne-au cerut să respectăm într-un tocmai ghidul de finanțare punctul 4.3.3. Deci nu este o modificare de fond, ci este o modificare de formă, dar ni s-a cerut și ca atare trebuie să ne conformăm. Dacă aveți întrebări, mulțumesc, supuneți la vot. Cine este pentru? Nu sunt voturi împotrivă și abțineri. În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 24 din data de 7.02.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate de vizul general al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, înființarea sistemului public de alimentare cu apă și colectarea apelor uzate menajere în aglomerarea Coada Lacului, orașul Dărmănești. Este vorba de același obiectiv de investiții,
Și acest proiect de hotărâre este ca răspuns la setul de clarificări transmis de Direcția Generală din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Este vorba de a redimensiona bugetul, în sensul că noi, inițial, în urma consultării cu proiectantul și cu cel care ne asigură consultanța pe acest proiect, am considerat că și TVA-ul este eligibil și este o responsabilitate a Ministerului de Resort. În urma acestor clarificări, ni se transmis că TVA-ul nu este eligibil, trebuie să redimensionăm bugetul, cererea de finanțare și să trecem această sumă în sarcina UAT-ului, înseamnă încă 2.500.000 de lei în plus și după ce vom implementa acest proiect și vom face plățile necesare, vom solicita să ni se returneze acest TVA. Deci este la fel, nu se modifică valoarea totală a proiectului, nu se modifică, indicatorii cantitativi, ci doar parte de TVA care trebuie să fie plătit de autoritatea publică locală, după care să fie solicitat la recuperare. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt, în unanimitate de voturi, proiectul numărul 13 a fost aprobat. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții, domnului Pucea Mircea, persoană aflată în nevoie socială, cu domiciliu în strada Plopu, numărul 399, oraș Dărmănești, de Bacău, în vederea refacerii locuinței afectate de incendiu. Inițiator al proiectului, primar orașului Dărmănești. După cum știți, de fiecare dată când pe raza orașului Dărmănești are loc un necaz, o nenorocire, intervenim, susținem din bugetul local refacerea acestor gospodării afectate. Ieri, în jurul orei 15, a avut loc un incendiu în cartierul Plopu, la familia Culcea Mircea, în urma căruia i-a ars o anexă gospodărească în speță Grajdu. Azi dimineață, soția domnului Mircea a venit și a făcut o solicitare pentru un sprijin financiar. Propun ca din bugetul local să alocăm suma de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții, domnului Culcea Mircea, persoană aflată în nevoie socială, cu domiciliu în Plopu, numărul 399, oraș Dărmănești. Sigur că, dincolo de această resursă financiară, vom sprijini, dacă ni se solicită, cu utilaje, cu ce mai avem nevoie acolo, pentru a putea asigura, îndepărtarea moluzului, restului din incendiu și să poată această familie să-și refacă anexa gospodărească. Dacă sunt întrebări? Mulțumesc. Punem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. În unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele următoare, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Propunerea, așa cum am făcut-o noi de la începutul funcționării Consiliului, noului Consiliu Local, a fost ordine alfabetică. Ar fi trebuit doamna Oana Mucondureanu, dar din motive personale mi-a solicitat să punem pe următorul și vom reveni la dumneai ei pe măsura mandatului. Propun în ordine alfabetică pentru conducerea Consiliului Local pe o perioadă de 3 luni, pe domnul Pairele Cosmin Marian și viceprimar în funcție. Dacă sunt... Mulțumim, supunem la vot. Cine este pentru? Abținere. Abținere, una. Voturi împotrivă nu sunt. Cu abținere și 16 voturi pentru, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat.
La diverse, cu permisiunea dumneavoastră, așa cum am vorbit pe comisii, vreau să vă prezentăm două informări. În primul rând, un raport de activitate pe care îl va prezenta șefa Biroului Impozite și Taxe Locale, raport care vizează o sinteză, este pe scurt acest raport, o sinteză a activității Biroului Impozite și Taxe pentru anul 2021-2022. Veți vedea câteva raportări, deci este o sinteză, nu putem prezenta un raport detaliat care însemna să stăm 2-3 ore aici. Este o sinteză, am cerut această sinteză ca să putem să facem comparații între 2020, 2021, 2022, să vedem unde suntem astăzi, care sunt creanțele de încasat și, sigur, ce soluții sunt identificate în cadrul serviciului economic, în așa fel încât să ne atingem obiectivele. Repet, doamna șefă de birou va prezenta în sinteză și, sigur, în funcție de ce vom vedea și întrebările dumneavoastră. Te rog, Galina. Am început prezentarea Biroului Impozite și Taxe Locale. Face parte din cadrul serviciului economic, care este structurat în compartimentul privind contabilitate cu doi salariați. Biroul Impozite și Taxe Locale, care este compus din două compartimente. Venituri, unde sunt 4 salariați, și executare civică, unde sunt 2. Nu o să mă opresc acum să vă citesc atribuțiile. Raportul vă este la îndemână. Așteptăm să fie la îndemână cu comisia domnului secretar, că o să-l pună scan. Da, o să-l scaneze și o să fie pus, da. Dacă vreți, eu le citesc, dar este vorba de munca zilnică pe care o face fiecare salariat. De asemenea, am pus aici modul în care sunt împărțite în cadrul compartimentului de executare silită zonele din cadrul pe salariații existenți. Adică eu o să te rog, Alina, pe măsură ce prezint, o să mai completez și eu câteva. Fiecare responsabil din cadrul compartimentului are niște sarcini clare, are niște străzi arondate. Deci, ce vedeți dumneavoastră aici, veți vedea omul, străzile arondate, măsurile luate și vom vedea la final și dacă și-au atins sau nu obiectivele. Ionescu Marian, de exemplu, are cartier propriu cu păgubeni cu străzile respective. La noi au fost și niște mutări de personal în timpul acesta, anumite sectoare au fost predate de la un angajat la altul, pe măsură ce s-au făcut. De exemplu, Copa Lucian a fost redistribuit la compartimentul contabil. Am făcut și automat a preluat altcineva zona respectivă. Am prezentat aici o evoluție a încasărilor și a sumelor neîncasate. O să încep cu evoluția încasărilor din perioada 2020 până în 2022. După cum se observă și ca cifre și ca evoluție, este una pozitivă. A avut o creștere de 24,9% a încasărilor din 2020 până în 2022. Creșterea mai mare este de la 2020 la 2021. Datorită faptului că a fost acea perioadă cu COVID, 2019 a fost, noi n-am putut să ne facem executare silită pentru că au fost sistate toate măsurile de executare silită. Din 2020, la sfârșitul anului, când am început să reluăm, se vede creșterea. La sumele neîncasate, ceea ce ne doare și ceea ce e cel mai neplăcut să zic, se vede o evoluție ușor crescătoare la persoane fizice, de la 2020 la 2022, 1,13%. Creșterea o să o detaliez în pagina următoare, să vedem de unde este. Iar la persoane juridice avem o scădere cu 73%. Scăderea de aici se datorează faptului că în anul 2021, așa cum știți, s-au aprobat hotărârile de Consiliu pentru firmele radiate. Aici a intrat un om unde avea un sod foarte mare și de asta evoluția este foarte bună, să zic așa. Pe total, avem o evoluție de minus 26%. Câteva precizări vreau să fac și aici. Fondul neîncasat, vedeți că am început să fie defalcat. Astăzi vorbim de 10.809.000 lei de la persoane fizice, deci sod neîncasat.
și 2.233.520 de la persoane juridice. Adică avem 13.042.546 lei de încasat. Da. Deci astăzi aici suntem la 13 milioane. Aici sunt incluse și amenziile? Tot. Cu siguranță veți vedea de defalcat după aia de... Urmează să vă prezint evoluția solvărilor la persoane fizice. Vedeți că aici este o creștere de 1,13% la persoane fizice și asta se datorează amenziilor. Dacă ne uităm, creșterea la amenzi este de 1,17%. Deci ceea ce se observă mai sus, că avem creștere de 1,13%, practic se datorează faptului că solul la amenzi a crescut cu 1,17%. La persoane, la persoane fizice. Vorbim da? De persoane fizice. Da. O să încep acum să vă detaliez la persoane juridice, de unde provin acești 2.233.000. Am făcut o analiză a tipurilor de impozite și taxe în funcție de solduri. Este descrescător afișat aici. Cea mai mare sumă se vede este la impozitul pe clădiri, urmă în curs construcții, mijloace de transport și așa mai departe. Din 2.230.000, așa cum se observă din acest tabel și din grafic, avem 1.463.000 la firmele în faliment și insolvență. Asta ce înseamnă? Că este firmele la care noi nu mai putem face nimic decât să așteptăm decizia lichidatorului judiciar. Pentru aceste firme s-au făcut toate demersurile din punctul nostru de vedere, adică ne-am înscris la masa pedală, am făcut anual cereri de plată la începutul anului, să le prezentăm situația la ziua datoriilor tuturor. Din nefericire, pot spune, de când sunt eu aici în 2019, nu am încasat niciun leu la nicio firmă în insolvență. Adică, odată intrat în insolvență sau în faliment o firmă, nu știu câte șanse sunt să mai recuperăm ceva din bani. La masa credeală cu statul? Da, exact. Aici trebuie făcută precizarea că în momentul în care aceste firme vor fi radiate, din nou va trebui să venim în Consiliul Local și să dăm acele sume jos, că altfel rămân un balast după exact. Noi și deci, niciodată de asta, din 2.200.000 rămâne de fapt un sol de 775.000, din care a fost încasat deja, situația este făcută pe la 5 martie, acum sigur stăm mai bine, ar fi un procent de 26% neîncasat la persoane juridice. Am făcut și o situație a firmelor aflate în insolvență, ca să știți de unde provine acel sol de 1.463.000. Practic, din ce am analizat eu așa, cele mai mari solduri sunt la firmele domnului Chiafă. Este Oil Mic, Metal Invest, Trotușul, care stop, ca și sume. 578.000, 212.000, 221.000. Dacă adunăm astea trei, deja avem mai mult de 70-80% din firmele aflate în solduri, în faliment sau insolvență. Apoi, la societățile de la care avem sume de încasat, din 500.000 cât au rămas, avem 383.000 doar la una singură. Este vorba de Mavco Holding, societatea care a preluat ceva prin rafinărie pe acolo. Așa. Sunt niște probleme cu ei. A fost aprobată anul trecut, dacă vă amintiți, și o eșalonare la plată, că au solicitat acest lucru, dar nu au respectat nici acea eșalonare. Noi am mers mai departe formele de executare, nerespectând, am mers cu titluri, somații, inclusiv oprit, s-au pus pentru sume. A făcut obligat acum, da? Da, 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 este făcut. Da. Asociația Emira Țigan, care aici la fel este o problemă cu s-a terminat un proces, ne datorează o anumită sumă, nu au venit să ne achite. Și restul, de exemplu, matronul din 25.000 a mai achitat săptămâna asta cu 7.000. Aici deja vorbim de sume sub 15.000 de lei. Camperland are coprire, Cameneu are coprire. Demersuri s-au făcut din punctul nostru de vedere pentru fiecare, nu este ca și executare silită. La asociațiile de proprietari, întâmplăm o problemă că vin din urmă și banii în cont nu au, deci au conturi deschise la bănci, dar nu sunt bani în conturi. Actualii proprietari spun că vin Noi am făcut aici o prezentare și veți vedea și la persoanele fizice, am luat primele 10, sau primii 10 datori și veți vedea la persoane fizice, am luat străzile, putem să venim cu Ion sau Vasile, și am luat străzile unde avem și categoriile. De-aia am pus aici primele 10. Mai sunt mulți în jos datori, dar nu i-am pus pe toți și am luat primele 10 firme care au datori. Așa, legat de activitatea de executare pe partea de persoane juridice, aici se observă
numărul de somații opriri și procentul de încasare. La persoane juridice se dedică un procent de încasare destul de mare din titluri și somații. Aici este anul 2021 și 2022, 98% procent de încasare din titluri și somații, 60% din opriri. În 2022, 49% din titluri și somații și 77% din opriri. Procentul ăsta de 49% este posibil ca foarte mulți din ei să fi venit să fie achitat înainte ca noi să fost cazuri când s-au, da, și vin imediat, adică chiar dacă noi le-am trimis, pentru că asta e procedura, imediat după a treia și a noua noi dăm poprit, dar sunt mulți care vin și achită imediat. Și atunci nu mai intră aici. Ca și aici vedeți defalcat pe nume utilizator exact ce am zis. Da. Ionescu, Popa, Fricope, fiecare câte somații număr ca să vedem și cât de eficient a fost munca fiecărui coleg care se ocupă de partea de executare. Urmează aici situația soldurilor neîncasate la persoane fizice. Eu aș mai face o precizare înainte de a trece la persoane fizice. Vedeți că ultima coloană, procent încasare din poprit, este relativ undeva e bun, undeva e rău. Adică mai avem și din spate de recuperat destul de multe și... Sunt foarte multe societăți mici care au un cont deschis la o bancă ca să funcționeze, că le trebuie, dar nu au bani. Noi nu le-am dus cu formele de executare până la final, pentru că în codul fiscal spune foarte clar, le-am pus cu opire, n-avem ce să luăm, am putea să le ducem pe sechestre. N-am ajuns acolo, pentru că mare parte o ducem cu toții rău, dar ca și forme de executare, sunt mai departe sechestri, bunurile pe care le-au acești agenți economici și acolo și va trebui să ajungem acolo cu formele de executare, pentru că Curtea de Conturi ne întreabă, nu credeți noastră, Curtea de Conturi ne lasă pe undeva în aer, așa, să vedem noi ce mai facem, că n-au aia sau nu știu ce. Și va trebui toți cei care au bunuri să facem formele de executare până la capăt, în sensul de sechestru, evaluări, valorificare și așa mai departe. Iar în cazul în care nu avem ce executa, la fel trebuie să găsim soluții, pentru că cărăm în balans după noi și nu reușim să scăpăm de aceste sume care, de fapt, știm că nu le casăm și le cărăm după noi. Aici, la persoane fizice. Am văzut aici un zero, am scăpat. În total este, dar soldul la persoane fizice de 10.809.000. L-am defalcat tot așa pe tipuri de taxe și impozite. La 31.12.2022 avem soldurile prezentate aici. Cap de linie se vede clar că sunt amenzi. Deci din 10.809.000, 7 milioane sunt amenzi, ceea ce reprezintă un procent de 65% din totalul debitelor neîncasate. Urmând, taxa de salubritate, curs construcții, mijloace de transport și așa mai departe. Aici vreau să mai fac o precizare. Vedeți dumneavoastră că la amenzi, deci avem de încasat 7 milioane, am încasat 50 de mii. Rămânem cu 69 de miliarde. Dar care este cea mai mare sumă de recuperat pe amenzi? O să vedeți și acolo, da? Deci aici avem clar o problemă și dacă noi avem 7 milioane și am încasat 50 de mii de lei, clar că e o reală problemă și o să vedeți și de ce. La fel, dacă mergem mai departe, taxa de salubritate. Ați văzut că mai devreme am discutat de ideea de a crește costurile cu taxa de salubritate, solicitate de cei de la groapa de gunoi și așa mai departe, dar noi vedem că avem 11 miliarde de recuperat astăzi din taxa anilor anteriori. Adică exact. Noi nu am reușit să încasăm această sumă. Nu este numai din 2022, vine din 2022. Este rămășiță, da? Și reprezintă la fel. Am încasat 66.000. Deci din 1.111.000 am încasat 66.000. Foarte puțin. Și mai avem 1 milion, 10 miliarde de încasate. Că sunt sume pe care trebuie să le încasăm din taxa pe gunoi și poate că motivarea noastră de a respinge acel proiect de hotărâre se regăsește și aici. Și suntem localitatea cu cea mai mică taxă, adică 14 lei, când toți aveau 14-16 lei, noi avem 12 lei. Astăzi avem 14 lei pe persoană și cu toate astea avem un debit de peste 1 milion de lei de încasat. După cum se vede, soldul
da? Din total debit, 65,05% sunt amenzile. Ceea ce am vrut eu să puntez este să nu credeți că nu s-au făcut demersuri și pentru amenzi să nu le scăpăm. Toate aceste date care sunt prezentate aici sunt solicitate de la program, de la cei care ne administrează programul. Și am început o situație cu amenzile prescrise. Personal, de când am venit din 2019, am ținut foarte mult să nu avem nicio sumă prescrisă. Și se vede clar, răspunsul a fost că la amenzi prescrise, nu am identificat amenzi prescrise. Asta de ce? Pentru că anual luam lista cu amenzi care erau în risc de a se prescrie la încheia mare anului următor și făceam tot ce puteam să nu scăpăm acele amenzi. Adică și eu, dacă puneam omul la acea amendă, ea se ducea încă 5 ani, pentru că se prelungea termenul de prescripție. Și asta este un lucru foarte important. Pentru că dacă mie vine Curtea de Conturi și mă întreabă acum câte amenzi prescrise, am luat niciuna. În momentul ăsta, da? Da. Ce sumă este trecută acolo în tabel din restanții care zice în practic prescriere? Sau nu este detaliată și asta? Nu este. Nu este. Asta chiar n-am cerut-o pentru că nu. Asta o facem cam de la jumătatea anului în corp. Ce este foarte important, am văzut-o pe Alina, să ne prezinte structura amenzilor, din ce vorbim de persoane fizice și aici ne ducem pe străzi ca să vedem sodul ăsta de 7 milioane de lei, cam unde se regăsește asta. Și... Eu spunea că, în practic, vorbea de prescrieri și am pus o întrebare la okay. Sima, demersurile cu astfel ca de prescrieri făceau obiectivul celălalt cam de la luna a 6 în corp. Amenzile, după cum se vede, da, din 7 milioane, avem 73% pe valea uzului. Deci este clar că strada Valea Uzului, acolo este concentrația cea mai mare pe acest tip de amenzi neachitate. Se vede foarte clar că ele sunt somate, da? Deci ele au fost duse la cunoștința creditorilor. În schimb, rata de succes din copii e 0,23%. Știm și de ce. O altă soluție, în afară de somații, ai fost identificată? La partea de recuperare, noi avem foarte clar proceduri, știm exact ce trebuie făcut. Avem somații, avem popriri, dacă n-ai ce să iei, te duci să vezi dacă ai bunuri, dacă n-ai ce să iei, deci la toți cei care avem ce să le luăm, mașini, terenul și așa mai departe, ne ducem cu procedura, dar veți vedea că sunt oameni care n-au absolut nimic din categoria asta și o să vedeți mai departe și aici noi, după ce am parcurs procedura, declarăm că acea persoană fizică este insolvabil și ne ducem spre ultima formă, transformarea acelor amenzi în muncă, se dă niște ore de muncă și iar avem o surpriză foarte faină că unii nu vor să facă nici aceste ore de muncă. Și atunci legiuitorul din nou vine cu modificarea hotărârii și transformă orele de muncă în sume. Și ne plimbăm cu aceste sume. Nu transforma în zile de închisoare. Nu. A fost inițial așa ceva și acum s-a scos. Și nu mai e. Deci, muncim degeaba. Muncim degeaba. Aceștia se află și cei de la ajutorul care primesc ajutor social? Da. Între acei cu amenzi. Da. Și nu avem voie să le poprim sumele, nici conturile. Care provin, sumele care provin din ajutor social. Nu se poprește. Dar se poate opri, adică să nu se mai acorde ajutor social. Nu. Legal nu. Da. Haideți să vedem, deci dacă am depășit partea de amenzi și am văzut cam unde sunt, da. Deci urmează taxa de salubritate, unde se vede că concentrația este tot pe valea uzului, procentul de neîncasare. Deci ați văzut că aveam 11 miliarde la taxa de salubritate, hai să vedem iar principalele străzi care au... La taxa de salubritate tot valea uzului este în top. La taxa de teren cu construcții, aici, e strada Marceliancu, aici este vorba de un străinaș care este decedat, Nahmani, care deține castelul și a decedat acum 2 ani. Este o procedură pe rolul judecătoriei din Israel.
Ne-a sunat avocatul, ne-a trimis o adresă prin care ne-a științat că vor fi plătite sumele după ce se termină procedura. Deci când am intrat în ședință de consiliu, m-a sunat pe mine avocatul familiei și mi-a spus că... Deci aici nu avem ce să facem legal. Sunt în eu știu, partea finală a judecății și că speră că în scurt timp să ne dea o veste bună, că s-au lămurit cine sunt urmașii defunctului și că vor achita. Deci nu e problema că nu au bani, problema e că nu s-a clarificat. Deci eu cred că acolo se rezolvă. Dar și eu, în toți ani am plătit până când l-a decedat. La mijloace de transport, tot Valea Uzului le ține ca și l-am plătit. Aici, după această analiză, vom avea niște discuții și legat de nu știu, mijloacele de transport, cei care sunt cu mașinile înregistrate, vom veni cu parte de sechestrul acestor bunuri mobile. Cei care nu au acte că sunt în situația 90% nu au acte pe aceste bunuri, vom avea o discuție cu Poliția Națională și, sigur, să ia măsurile legale, pentru că știm că dacă în termen de 30 de zile nu se perfectează actele pentru mașini și așa mai departe, dumnealor pot să le oprească actele. Deci, din nou, pe partea de mijloace de transport avem, da? Da. Vedem că sunt și alte străzi, nu numai Valea Uzului. Da. La intrat de la Agricol pe energie avem o mare secție. Am făcut aici o defalcare a datoriilor și în funcție de solduri. Avem o singură persoană peste 100.000 de lei. Este vorba de persoană decedată la care avem certitudinea că se va încasa suma. Între 50.000 și 100.000 de lei avem 21 de persoane și mai jos se regăsesc acele persoane. Deci prima o excludem, da? V-am spus cine este și dacă ne uităm, celelalte persoane de aici, da? În top este Cristi Virgil, care are 90.000 de lei, suma provine strict din amenzi. Adică ajungem la aceeași poveste cu munca în folosul comunității. Din punctul meu de vedere, este o muncă să transforme munca în folosul, adică să transforme amenzile muncă în folosul comunității, în condițiile în care dacă el nu-ți vine la ore, judecătoria îți dă amenzile în braț înapoi și pune-le banii la loc. Personal, am avut o discuție cu doamna Ciofu, care este deputat anul trecut și am expus această problemă. Chiar am stat de vorbă cu ea vreo jumătate de oră. I-am pus în față situația și am zis, doamna Ciofu, uitați, ne lovim de această problemă. De ce nu luați o măsură legislativă prin care să se adopte o lege, nu știu, cu poliția, mințile luminate de la București, de acolo. Eu sunt convinsă că la tehnologie în care trăim și poliția poate avea acces la un program, printr-un program informatic, să vadă, domnule, are venituri sau câte amenzi are. Soldul la amenzi să-l vadă poliția. Problema este alta. Aceste persoane au 10.000 de lei, nu ne mai iau la permisul. Adică noi mergem la nesfârșit. Au și datorii foarte mari și nici nu respectă legea. Deci aici e problema, că datoriile astea sunt făcute că n-au respectat legea. Deci avem tot felul de probleme, nu neapărat amenzi de circulație. Sunt și pe, eu știu... Fără răzbun, da? Deci aici avem primii, nu știu câți, primii... Eu mai adaug și ceva aici. Spuneați de Virgil. În ședința de luna trecută, i-am aprobat concesiunea, am aprobat un număr de loturi. Nu Triful Virgil, s-ar putea să fie și 5-6 de Triful Virgil. Deci depinde care Triful, repet. De-aia trebuie să uităm și la CNP și la terminație. Deci dăm numai ce aici. Dar în fine, deci haideți să nu ne raportăm la Triful Virgil, la domnul Triful Virgil. Vorbim așa pe total, da? Am atribuit numărul de 62 de loturi acolo. Credeți că vor plăti concesiunea? Legat de partea de concesiune. Da. Noi cu acești oameni trebuie să intrăm într-o legalitate, da? Au construit casa acolo, mulți dintre ei n-au nici măcar buletin. Și atunci noi trebuie să intrăm ca autoritate publică legală pe făgașul normalității, să le ei au construit ilegal acolo, să le concesionăm aceste terenuri, să poată să deschidă poziție de rol cu acest teren, să poată să intre în legalitate cu construcția, să aibă un număr la casă,
să aibă un rol, pentru că vin și ei nu beneficiază, de exemplu, nu știu, de ajutorul de încălzire, nu beneficiază de, nu au mulți dintre ei energie electrică, motivat de faptul că la Delgaz le solicită o adeverință de rol și nu au asta. Și atunci trebuie să intrăm în legalitate cu ei și trebuie să le creăm condițiile necesare pentru a se dezvolta acolo și pe de altă parte să găsim metode de constrângere ca aceste amenzi să poată să fie. Pentru că a fost o perioadă de, să știți că aceste amenzi vin din ani din urmă, nu sunt 80.000 sau 90.000 cumulate într-un an. Nu. A fost perioada în care era un fel de haos și știți foarte bine, până în 2016, multe dintre aceste amenzi nici măcar n-au fost impuse. Și trebuie să spun, când am venit aici, am găsit peste 5.000 de procese verbale care noi erau la impozite și taxe. Și oamenii aia știind că nimeni nu trage de ei, era un vestul sălbatic. Indiferent câte amenzi primeau, n-aveau nicio problemă. Aceste amenzi au fost impuse după, începând cu anul 2016, peste 6 milioane de lei, dacă mi-amintesc eu bine. Și sigur că astăzi nu mai fac amenzi așa chiar la voia întâmplării, pentru că atunci nu-i deranja cu nimic, știau că nu plătesc. Și ce dacă îmi dai amendă, poți să-mi dai 100 de milioane, că și așa nu plătesc. Ei, lucrurile s-au schimbat și să nu credeți dumneavoastră că un om care are niște sute de milioane, zeci de milioane în spate, are un confort. Ideea este să vedem cum reușim să, pentru că în primul rând pentru noi este o povară, pentru noi ca buget local, că nu încasăm aceste sume și tot ce ține de cote defalcate și așa mai departe, sunt procent din realizările noastre. Acolo e o problemă. Și sigur să ducem mai departe acești pași până la insolvență, până la insolvabilitate și aceste sume să fie transformate în ore. Și să vedem, și poate că unii dintre ei sunt de bună credință. Mai mult, pentru că în același timp în care, chiar dacă eu pun un sechestru pe casă, nu pot să-l las fără locuință, pentru că codul de procedură fiscală îmi spune că nu am voie să execut spațiu minim de locuit. Adică și vă dau exemplul lui Dragi Severin, da? Care este al treilea pe listă, are o casă de 48 de metri pătrați și sunt 6 membri. Nu știu câți membri are cu persoană și dacă eu pot să recuperez ceva zile dacă e în casă. Eu v-am dat exemplu, adică asta este realitatea. Ideea este că o parte din casele astea care au fost construite ilegal au mai fost dărâmate. Când era dumneavoastră viceprimar, știți foarte bine că au fost dărâmate, că apăreau ca șupercile după ploaie, una, două și așa. Acum că intră în legalitate, nu știu câți dintre cei care au concesiune și asta o să-și plătească asemenea. Eu sunt pe premisa de asta și să vedem unde se ajunge. Eu mă spus. Așa. Aici este raportul ca și la persoane fizice, raportul la ca și la persoane juridice, raportul la persoane fizice cu procentul de încasare din titlul somației și coprit. Dacă la persoane fizice vorbeam de procente de peste 50%, se vede clar că la persoane fizice avem o problemă. Deci, chiar dacă au fost puse mult mai multe copriri și s-au dat mult mai multe titluri și somații, procentul de casare este asta datorat din lipsa veniturilor, lipsa banilor în cont. Asta este realitatea pe care o trăim în zona noastră. Ca și măsuri pe care vor fi întreprinse pe viitor în vederea recuperării debitelor, rămânem pe titluri somații, copriri, punerea de sechestre pe bunuri mobile și imobile, dosare de muncă adresate judecătoriei pentru transformarea amenzilor de muncă în folosul unității, vizite pe teren și, în ultima instanță, insolvabilitatea și, după insolvabilitate, Mulțumesc, Alina, dacă aveți întrebări. O paranteză așa de o glumă, trebuie să facem în principal, ca să nu mai facem parte din comunitatea noastră, să se auto-administreze și să fie ei cu datoriile exemplurile lor. Da. Mulțumesc. O să rog pe doamna director Cengher să ne prezinte și materialul dumneaei. Mulțumesc. Este.
Doamna director, spune-ne până se încarcă despre ce, despre ce este vorba. Bună ziua din nou. Pe fondul tematicii majorității proiectelor aprobate astăzi, am ales să promovez și să diseminez activitățile proiectului Erasmus Zero Waste Philosophy, proiect de cooperare în parteneriat de mică anvergură, buget 60.000 de euro. Acest proiect a fost depus în runda din martie 2022, având ca partener două școli foarte puternice pe fondul aplicării în aceste proiecte, dar și pe tematica abordată. Este vorba despre școala Yavuz Selim Ortaokulu din Adana, Turcia și școala Ipsar G. Mateotti din Pisa, Italia. Proiectul a fost aprobat în iulie și are o perioadă de 18 luni, octombrie 2022, respectiv aprilie 2024. A fost clasați pe locul al treilea din 6 proiecte câștigătoare, fiind depuse 171 de proiecte. Este o mare realizare pentru că este primul proiect Erasmus din școala noastră și primul proiect Erasmus din orașul nostru. Obiectivul este pe principiul 5D modeling, care se referă la reciclare, reutilizare, reducerea consumului, managementul deșeului, colectare selectivă și tot ceea ce se deduce din aceste, din aceste lucruri. Proiectul este pe acțiunea cheie 2 și presupune mobilități cu elevii. În proiect au fost incluse 3 mobilități, dintre care 2 s-au derulat deja. Prima mobilitate a fost pe 29 noiembrie, 3 decembrie, în Turcia, Adana, gazde fiind școala Yavuz Selim Ortaokulu. Această școală are experiență în aceste programe, după cum vă spuneam. Am fost primiți cu foarte mare ospitalitate. Școala a implementat o parte dintre obiectivele proiectului, realizând activitățile. Aici sunt activități de spargere a gheții. Vă destind cu imagini. Imaginile sunt cele mai bune dovezi ale proiectului și ale activităților proiectului care trebuie desfășurate conform a ceea ce am spus în cererea de finanțare și trebuie dovedite. Bineînțeles că am adus zâmbete cu ciocolata noastră românească, după ce ne-au încântat și ei cu ale lor tradiții. În continuare am participat la workshop-ul prin care fiecare copil, adică 7 români, 7 italieni oaspeți, am realizat propria cremă de mâini din produse bio, sub îndrumarea, bineînțeles, a specialiștilor. Aici și un filmuleț demonstrativ. O să încerc să fiu cât mai să derulez. Nu mi apare, dar nu văd. Sofim? Aș vrea subiect? Să vedea. Vreau să mă întrez, nu văd în parte, nu se vede. Nu, nu, asta poți. Așa, am vizitat centrul de conversie a legumelor, adică realizarea compostului, am un centru municipal la Seihan, ce înseamnă Zero Waste, Zero Waste înseamnă zero deșeuri.
Acest principiu a fost inițiat pentru prima dată de domnul Rossano Ercolini din Italia și mă voi axa pe acest lucru când voi ajunge la mobilitatea din Italia. Copiii au văzut efectiv cum se realizează compostul și ce influență are utilizarea acestuia în creșterea și dezvoltarea plantelor. Au participat la activități efectiv de... au mirosit, au consumat aceste ierburi aromatice, plante. A fost o activitate practică cu foarte mare impact. Și aici am un filmuleț. Așa. Nu, intenționam să depunez un pic, dar nu găsesc butonul. Mă arătați că și m-a dat butonul. Ce mulțumesc! Deci chiar nu-mi dau seama unde este. Așa. Este foarte interesant. Vedeți că sunt stadii diferite de ale plantelor, de degradare fizică ale fructelor, legumelor. Durează filmulețul. Destul de mult copii. Încep. Ești pe imagine și... Și apoi mai sugesti. Curtea școlii la fel era înfrumusețată cu aceste plante puse în tot felul de recipiente. Copiii au învățat că din orice lucru se poate face ceva frumos, se poate da viață oricărui lucru și nu trebuie să aruncăm tot obiecte muzicale, tot de materiale reciclabile. De asemenea, am participat la un workshop de confecționare obiecte decorative. Este vorba despre păpușa africană. Fiecare copil a confecționat de materiale reciclabile propria păpușă, pe care, bineînțeles, am adus-o la școală și avem colțul Erasmus pregătit pentru următoarea mobilitate care va fi la noi. Au fost îndrumați de profesoarele de acolo. Acesta este produsul final. Exemple de bună practică din curtea școlii lor. Încă un workshop pe tema 5D modeling, după cum vă spuneam, zero deșeuri, amprentă de carbon, reciclare, recondiționare, replantare și tot ceea ce înseamnă mediul. Am ales această modalitate de a promova proiectul pentru impactul pe care îl am acum, da? Asupra, în primul rând, asupra comunității. Dacă primăria a demarat atâtea proiecte și va aplica pe această temă a ecologiei,
fac un apel și către părinți, către familiile elevilor să ne ajute în implementarea acestor principii. Am pornit în primele luni ale proiectului cu un experiment, clasa mea cea curată, fără coșul de gunoi. Am dorit ca elevii să conștientizeze cantitatea de deșeuri pe care o produc și părinții să aibă un control asupra ceea ce consumă elevii. Mai bine s-au comportat poate elevii decât unii părinți care ne-au întrebat de ce nu este coșul în clasă, de ce copilul a venit cu gunoiul acasă, dar familia este foarte importantă în educarea pe această parte și trebuie neapărat să ne ajute. Poate că încă o dată vor conștientiza ceea ce înseamnă acest lucru. Domnul profesor de IT a explicat din nou principiul amprenta ecologică și, bineînțeles, proiectul s-a finalizat cu decernarea certificatelor pentru fiecare participant în parte. A doua mobilitate, pe lângă activitățile stricte ale proiectului, bineînțeles că au fost și vizite în oraș, am vizitat moscheia, toate obiectivele turistice, vorbim și de educație ecologică, dar și de schimb de interculturalitate, de socializare, de comunicare. Limba proiectului a fost limba engleză, copiii au socializat cu alți copii și beneficiile au fost multiple. A doua mobilitate s-a desfășurat în perioada 20-25 martie 2023 la FISA, la școala IPSAR Mateotti din FISA. Am fost primiți la fel cu mare căldură de domnul director, de doamnele coordonatoare, de colegii noștri parteneri. Am fost invitați la masă de elevii liceului tehnologic care ne-au gătit acest meniu foarte frumos și foarte sofisticat, tot pe principiul Zero Waste, adică Zero Waste Food. Nici mâncare nu trebuie irosită, risipită. Din orice poți găti ceva bun și gustos. Elevii noștri, elevii de acolo, chiar dacă am fost un pic mai mici ca vârstă, ne-am pliat pe... Am urmat workshop-ul în laboratorul de gătit al liceului, ne-am învățat în bucătar și am început să gătim. Aici o avem pe eleva noastră, Alessia, cunoscătoare de limba italiană, care ne-a ajutat foarte mult, așa, dar și implicată, a învățat să facă ravioli. Și nu mai am. Deci am foarte multe poze, ne-am ales câteva pentru a exemplifica că acest proiect înseamnă foarte, foarte multe activități și foarte multe obiective de atins. În afara excursiei propriu-zise, de care s-au bucurat și pe care au conștientizat-o elevii. Aici este cea mai importantă și cea mai de efect activitate. Ne-am întâlnit cu domnul Rosano Iercolini în acest institut de cercetare din Capanori. Domnul Rosano Iercolini este un italian, militant ecologist pe probleme de mediu. A primit în 2013 premiul Goldman pentru mediu de însuși președintele Americii de pe vremea aceea.
Și el a inițiat principiul Zero Waste. Domnul Iercolini ne-a primit în institutul pe care îl coordonează, explicând elevilor evoluția sa, foarte empatic și foarte... poate fi oricine în locul lui, el a fost învățător, a pornit cu o idee, s-a izbit de porți închise și astăzi inclusiv firma La Varsa și-a schimbat capsulele de cafea la insistențele dumnealui și le realizează din material reciclabil. Inclusiv La Varsa Ferrero și-a explicat copiilor cu foarte frumos și foarte educativ cum scrisorile lui repetate, insistând, a reușit asemenea performanțe. Ca să ia premiul Goldman pentru mediul 2013, a făcut o muncă de sisir. Bineînțeles că se vedea că este învățător la bază, ne-a mai făcut demonstrații, acesta este biroul lui, cu tot felul de materiale reciclabile, cu tot felul de întrebuiințări. Sunt foarte multe instrumente muzicale din materiale reciclabile. Aici domnul ne prezintă tot felul de materiale, ce se mai poate realiza din ele, care sunt reciclabile. Am participat și la o activitate Music Lab, laboratorul de muzică, unde domnul profesor mi-a explicat copilul cum pot să-și facă instrumente muzicale din tot felul de obiecte neașteptate. Tot în Capanorii există cel mai mare centru de recondiționare. Copiii au văzut cum se recondiționează mobila, hainele, tot felul de obiecte și unele dintre ele sunt vândute într-un magazin alăturat. Acestea sunt copiii noștri, foarte relaxați. O activitate a fost laboratorul de înghețată, unde am asistat la fabricarea înghețate de la A la Z, acel balansor a făcut-o cu noi înghețată și am așteptat până la final la gelateria Rufus. Foarte primitor și doamna de acolo ne-a explicat despre gelateria dumnei ei. Așa am fost primiți la școală. Toate acele bunătăți sunt făcute de elevi în laborator, da? Deci practica contează foarte mult și au fost un exemplu de bună practică. Aveau laboratoare foarte bogate. Aceasta este cancelaria, care e un bar, dar este cancelaria, unde profesorii sunt serviți cu cafea. O altă activitate a fost înfrumusețarea obiectelor din natură, care nu mai au folosință. Vedeți, stema noastră a fost, stema școlii a fost peste tot. Copiii au realizat propriile produse, care sunt expuse în școală, acum. Această activitate a purtat denumirea de turism responsabil, pentru oraș turistic, cum suntem și noi de puțin timp. Copiii învață de la școală și impactul asupra mediului din perspectiva turismului. Și au avut de proiectat o lucrare într-o aplicație, dar au fost ajutați de ICE.
Și bineînțeles că au făcut propria lor lucrare. Toate activitățile se încheie cu decernarea certificatelor. Au fost foarte apreciate ideile noastre. Am ținut la ambele mobilități copiii să aibă lia și să avem tricolorul după noi. Următoarea, aceasta este o scrisoare a unei fetițe, este scrisoarea de feedback a Lesiei, fetița pe care ați văzut-o în poză. Le-am cerut tuturor să scrie propriile trăiri în urma experienței și ea scrie în final, a fost o experiență unică pe care nu o să o uit niciodată, la fel și pe copiii de acolo. Giada, Sofia, Alexandru și Moldovean. Bineînțeles că în Italia, la acel liceu, am întâlnit pe Ioan Moldovean. Și în fiecare zi m-a căutat și m-a abordat să mă întrebe despre România și că și-ar dori foarte mult să vină la următoarea mobilitate. Bineînțeles că la fiecare mobilitate participă de 7 elevi și 2 profesori. Și următoarea, aceștia sunt participanții la mobilitatea din PISA, adică 7 români, 7 elevi români, 7 elevi turci, restul sunt italieni, profesori, poftim? Restul sunt italieni, ne-au însoțit și ne vedem în România. Următoarea mobilitate și ultima, la încheierea proiectului, este la noi, pentru că noi suntem coordonatorii proiectului. Să o felicităm pe doamna Cengher, pe doamna director, pentru că a fost coordonatoarea acestui proiect. Da. Deplasare în Turcia, deplasare în Italia, mulțumesc. Închidem proiectul în România. Felicitări pentru inițiativă, mai ales că este primul proiect derulat în orașul Dărmănești, primul proiect derulat în școala 2. E un exemplu, o cale deschisă către noi provocări și cred eu că am fost... Obiectivele proiectului vizează foarte mult și comunitatea locală, dar atât de bine s-au creat aceste proiecte pe care le-ați adus în comunitate, practic mai mult de 50% din proiect este realizat prin ceea ce ați realizat și dumneavoastră. Și repet, împreună facem apel la familiile elevilor să ne ajute, pentru că ei vor, ei pot și vor. Următorul proiect, experiment, fiecare clasă își confecționează 3 recipiente pentru colectare selectivă. Eu aș merge mai departe, nu apel doar la părinții elevilor, ci apel la toată comunitatea. În primul rând să facem această localitate să fie mai frumoasă, pentru că fiecare prin aportul nostru putem contribui. Sigur, am devenit stațiune turistică, nu înseamnă puțin, dar nu înseamnă nici mult dacă nu continuăm pe drumul pe care l-am început. Trebuie să avem grijă de resurse, trebuie să reciclăm tot ceea ce putem. Vorbeam într-o hotărâre anterioară și într-o ședință anterioară de acel concept de economie circulară. Iată că unii sunt mult înaintea noastră și cred că putem învăța din exemple de bună practică. Eu încă o dată te felicit, Ionela, pentru tot ceea ce ai făcut, pentru că ai dus tricolorul acolo și în Turcia și în Italia și cu mândrie stema școlii numărul 2. Și eu mă bucur că am putut și am avut această oportunitate și partenerii aceștia îmi spun tot timpul că sunt foarte bucuroși că ne-au avut ca lider de grup, nu? Ca lider de proiect. Deși fără experiență. Noi suntem în proiecte fără experiență față. Dar după acesta vom avea... Acum vreau să vă mai spun ceva așa de culise. La început doamna director avea emoții, la începutul proiectului. Mi-aduc aminte că te-am încurajat un pic, am zis să se poate. Iată că ai devenit exemplu și cei din Italia și cei din Turcia cred că
nu întâmplător au spus că se bucură că faceți voi parte din proiect și că ești și coordonați. Da, pentru că ei au observat că noi vrem și au observat că România s-a implicat foarte mult. Țara noastră este implicată în aceste, în acest principiu zero waste. Avem și la nivel național această asociație zero waste. Bravo! Felicitări! Vă mulțumim! Da. Mulțumim! Declarăm închise lucrările ședinței de astăzi. Weekend frumos! Doamne ajută!